Doi studenți de la Universitatea din Harvard au reușit să scrie un program pe care l-au instalat pe o pereche de ochelari Meta ray și au folosit mai departe ochelarii pentru a afla cine este toată lumea din câmpul vizual. Din fericire, oamenii nu au oferit programul publicului, dar sunt Doi studenți, ok, sunt la Harvard, dar e des... dacă ei au reușit să facă programul, o să facă și la programul, ba chiar se lucrează la inteligențe artificiale care folosesc ochelari similari cu scopul de a urmări persoanele. Există o companie care a oferit poliției americane informații pe la oameni. Au fost amendați 30 de de dolari, acum nu știm câți bani au făcut în urma tehnologiei, dar cei doi studenți de la Harvard nu oferă programul, spun însă cum funcționează și cum au reușit pe stradă să identifice cine sunt oamenii doar uitându-se la ei. Inteligența artificială cu ajutorul camerei acoperite, are un beculeț care arată că filmează este acoperit beculețul, identifică omul prin face o căutare rapid pe internet asupra imaginii acelea și află, îți oferă informațiile, dai tu click. Nu ți afară, apar exact pe ecran în fața ochilor, dai tu click. Număr de telefon, adresă, cine e, ce e, cum e, ce face. Din fericire, prin GDPR, în Uniunea Europeană suntem protejați de aceste căutări pe internet. Din nefericire, GDPR-ul nu este chiar ceea ce a promis să fie. Acesta este viitorul la care ne uităm. Poate pe tine nu te stresează atât de tare, dar anul trecut sau acum 2 ani am prezentat știrea, pentru că mi s-a părut interesant, a unei companii rusești care făcea reclama acestei idei sau acestui produs spunând că nește te că ești la restaurant și ai o tipă de care îți place, dar ești prea rușinos să mergi să o contactezi sau nu ai timp, fă o poză și caut-o acasă. Da? Pentru fete lumea va deveni dintr-o dată și mai grea. Telefoanele fake sunt atât de bine contrafăcute încât nici măcar companiile care produc telefoanele nu-și mai dau seama dacă sunt fake sau nu, iar acest lucru are efect de amuzant cel puțin. Între 2017 și 2019, Apple a pierdut 2 milioane jumate de dolari și a restituit 6.000 de iPhone 9, utilizatorilor nouă, noi, utilizatorilor care au trimis telefoane contrafăcute care se mai aflau încă în garanție. Aceste telefoane aveau coduri e-mail valide de la telefoane bune, normale, în garanție și erau primite loturi întregi din China pentru a fi trimise ca loturi întregi la Apple. Organizația a avut doi șefi, doi mastermind chinezi care au fost prinși, au primit 57 și 54 de luni închisoare, un milion trebuie să dea înapoi unul 400 de mii celălalt și după aceea în următorii trei ani, după ce din închisoare, încă uh, sute de mii de dolari înapoi companiei Apple. Probabil aceasta nu s-ar fi prins niciodată. Cine le-a dat uh, pontul a fost un angajat de la serviciile poștale americane care zice, mă băieți, vedeți că vin sute de telefoane din China și sunt trimise direct la voi pentru reparații. N-are cum să, să meargă treaba. Telefoanele erau fie contrafăcute, fie aveau componente contrafăcute, dar nu erau telefoane originale Apple. Poți în China, de pe piață din Shenzhen, să cumperi componente de iPhone și sunt destui, hai să găsești pe YouTube, oameni care au construit iPhone de la zero, deci se poate face. 6.000 de iPhone, să nu-și dea Apple că sunt contrafăcute. Trebuie să te gândești, mai ce făceau? Le luau și le direct în cutia de reciclare? Din secolul al XVIII, de când am început să construim clădiri din ce în ce mai înalte, lemnul a început să fie un Material de construcție folosit din ce în ce mai puțin la construcțiile mari și mai mult la construcțiile mici, la locuințe, cum ar veni. Ai nevoie de lemn pentru acoperiș, pentru separarea între etaje. Pe vremuri, însă, aveam elemente masive de lemn care țineau pereții întregi sau susțineau cărămida pentru clădiri mai înalte. Ei bine, lemnul nu se mai folosește astfel sau a fost înlocuit de ciment și de oțel. Din nefericire, oamenilor nu le place atât de mult să uită la ciment și la oțel, plus că sunt mari producători de gaz de, cu efect de seră, 30. 9% din tot ce se emite este din industria construcțiilor internațional. Astfel, de vreo 30 de ani, câteva companii din Germania și din Austria se uită înspre reutilizarea lemnului, reintroducerea lemnului ca material structural pentru clădiri de 20 de etaje. Chiar și avem câteva clădiri construite în acest fel. Lemnul însă nu poate să fie direct așa cum vine din pădure, ci trebuie să fie lemn stratificat. Elementele pe care reușesc să le obțină prin stratificarea lemnului, la fel ca la, OB, la OSB, cum e masa asta, Este. E un exemplu bun de lemn stratificat, se ajung la lungim de 50 de metri, la grosim de 50 de centimetri pentru pereți sau podele, lungimea este desigur pentru grinzi, acum trebuie să fii mai atent cu lemnul, să nu intre umiditatea, să nu intre insecte, gândăcei, pentru că pot să trântești la pământ cu câțiva gândaci o clădire. Astfel că există sisteme de ventilație în aceste clădiri, există folii de protecție, există tratarea lemnului la presiune și chimică împotriva eșecului mecanic și eșecului în fața gândacilor. Acum, în timp ce sună foarte bine și poate să pară ecologic, dacă te-a pus să Tai și mai multe păduri pentru a face aceste grinzi foarte mari de lemn pentru clădiri, n-ai făcut mare lucru, iar organizațiile care se uită la mediu spun ok, dar uh, punem lemnul înapoi, cresc pădurile înapoi. Nu ideea, e ideea era să faci construcții din lemn pentru că blochezi carbon acolo, în clădire, în lemn, nu-l mai eliberezi. Doar dacă arzi uh, lemnul se eliberează înapoi în atmosferă dioxidul de, de carbon, ideea este că s-a observat în ziua de astăzi că noi nu reușim să lăsăm copacii să crească la fel de mult, îi tăiem prea devreme și nu strâng la fel de mult și nu produc la fel de mult oxigen ca și copacii vechi, bătrâni pe care îi tăiem. Posibila viață pe Europa, una dintre lunile lui Jupiter, a fascinat lumea și mințile scritorilor din anii 70 deci încoace de când știm că e posibil să fie ceva acolo, am avut mai multe misiuni care au trecut pe lângă Jupiter, au luat poze și au zis, măi, ok, pe Europa e posibil e gheață e posibil să fie și apă și unde e apă e posibil să fie și viață și luna aceasta în octombrie 2024 după întârzieri din cauza uraganelor în sfârșit SpaceX Falcon Heavy a ridicat Europa Clipper în, în spațiu, cu misiunea de 5 ani și jumătate, atât va dura până a ajunge la Europa, unde va începe să orbiteze, studieze și se vor strânge datele necesare pentru o misiune viitoare dacă avem noroc și totul funcționează bine, o misiune viitoare unde vom și ateriza, ateriza a atinge solul sau gheața planetei se vor folosi senzorii pentru a afla unde se poate, dacă e destul de groasă gheața sau unde e prea, prea subțire. Faptul că au trimis ceva înspre Europa este un vis cu o vechime de aproape 50 de ani, au avut nevoie de 5 miliarde de dolari și de la NASA pentru a face acest lucru și de contextul politic perfect care să-i permită să se nimerească un congressman căruia se i placă ideea să ajungă la putere și să fie în timpul administrației Obama din 2015 să lucrează la acest proiect. Totul să fie pus cum trebuie. Omul a ascuns bani în toate bugetele posibile. A ascuns bani în NASA pentru a putea să finanțeze proiectul Europa Clipper unde vom merge să vedem dacă... Da, mai durează 5 ani jumate. 5 ani jumate. Sunt la fel de nerăbdător să aflu ce se întâmplă, cum se întâmplă, dacă există microorganisme sau un pic de căldură acolo ca să permită ceva să, trăiască. Eram așa de entuziasmat când am auzit că va ieși Hobbitul, mare fan Lord of the Rings, am crezut că nu o să prind ziua, nu o să apuc să trăiesc. Aveam 15 ani. Dar da, o să fie clar mai bine decât Hobbitul. Apple până la acesta nici nu a vrut să pronunțe cuvintele AI, dar de anul acesta doar AI are pe buze. Acum nu a intrat în joc doar pentru a juca, pare mai degrabă că este un cal troian, pentru că și-a pus unul dintre cei mai buni cercetători, bine, șase, să studieze ce înseamnă AI și tot ceea ce spun unele dintre cele mai mari companii, capacitatea de a raționa, de a gândi a inteligenței artificiale, spunând că e vrăjală. În cercetarea făcută de inginerii Apple s-au luat teste care se dau copilor de clasa a 8 teste de logică, gen dacă ai șase mere roșii și ai dat lui Andrei în 3 mere roșii dintre ele, dar Maria ți-a mai dat 8 mere, câte mere ai în final? Ne folosim testele clasice, zicând că sunt 7 mere, 8 mere, schimbând, au avut erori între 1 și 9%, schimbând numele față de testele clasice pe care e posibil să fi fost antrenate, cifrele au ajuns până la 17%, dar zicând că unul dintre cele 3 mere este mai mic, a dus rată de eroare între 17,5% și 65%. Rata de eroare nu este aceeași de fiecare dată pe același LLM folosit, ci variază chiar și în aceeași companie, dar aminte pe multele companii testate. Ce vrea să spună Apple? Inteligența artificială nu are gândire, nu are minte, nu are personalitate, nu este o minte în formare acolo. Nu, este un algoritm în continuare care se folosește de multe date și poți să o dai ușor peste cap doar schimbând niște variații. Un copil cât fac 5 mere plus 5 mere, dar vezi că două sunt mai mici. Sunt tot 10 mere! Două sunt mai mici, ok, dar nu contează, tu m-ai întrebat cât fac. Deci, nu crede hype-ul, inteligența artificială nu gândește. Imită foarte bine, dar nu suntem acolo. Cum nu știu ce stomatolog ai tu, eu am un stomatolog bun, așa că nu am auzit de aceste probleme, însă e posibil stomatologul tău să-ți recomande raze X pentru dinți preventive, fără să ai nevoie să-ți recomande vizite bianuale pentru curățări de care e posibil să nu ai nevoie și asta pentru că stomatologia nu este la fel de chestionată ca și alte arii ale medicinei. Două studii recente făcute pe 216 copii și unul pe 15.000 de dinți au arătat că razele X nu sunt neapărat mai bune. Pe dinții adulți, 15.000 au arătat că nu te poți baza pe ele în prevenție și în studiul asupra copiilor unde au fost împărțiți în două grupe au arătat mai multe false pozitive, adică haide că ai o pată, e ceva acolo trebuie să reparăm dintele preventiv decât era real acolo, nu se întâmpla nimic și iarăși experții spun că nu este dovedit faptul că e mai bine să previ caria, adică dacă începe să apară, dacă ai o pată să o și repari, unele pete nu se transformă în, în cariă așa că lasă-le în pace până când devin carii, iar în cazul adulților s-a întâmplat opusul razele X au reușit să arate mai puține probleme care se vor întâmpla în viitor, așa că de ce să mai faci, de ce să mai cheltui banii dacă oricum care apare cum îi convine. Și la final ești pregătit de un Elon Musk AI Tesla Combo. La lansarea recentei suite de mașini inutile, Robotaxi și Robocab, 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 nici nu a observat faptul că s-a fost o imagine care duce cu gândul la Blade Runner. Se pare că asta a fost o problemă. Cu ore înainte de live stream, Warner Bros. Discovery a vorbit cu compania Alcon, cea care a făcut filmul, și a cerut licențiere pentru clipuri din film. Când Alcon și-a dat seama că ei vor să, vor să, ceară licență pentru clipuri, când în realitate voiau o licență pentru branding, licență mult mai scumpă, au zis nu mersi asta cu ore înainte, nu cu zile înainte, iar Warner Bros. Discovery a recomandat lui Elon Musk să folosească o imagine produsă de inteligență artificială care să facă să semene, să ducă cu gândul la Blade Runner, la, la film. Alcan a zis ok, pentru aceste asocieri companii auto plătesc și 10 milioane de dolari, nu fac o imagine cu ei și spun că au scăpat de acest lucru, motiv și pentru care au dat o judecată Tesla, Warner Bros. Discovery și pe Elon Musk pentru această asociere, Elon Musk a folosit imaginea, deși se potriveau alte mașini din portofoliul Warner Bros, putea să folosească imagine cu Back to the Future, DeLorean, dar nu era vibe pe care îl dorea, ceva din universul Mad Max, dar iarăși nu era vibe -ul. și asta pentru că, spunea Alhan, ei au vrut asocierea cu, cea mai cool mașină din viitor, una care merge singură, vorbește singură și este condusă de un personaj de, de, de Deckard, un personaj cool. Au vrut și personajul și mașina pentru că se potriveau și nu au vrut să plătească. Care acestea sunt lucrurile de care se preocupă oamenii. 10 milioane de dolari pe minus pentru niște mașini care nu o să vadă lumina zilei. Măcar de le făcea să arate cool, dar arată... În fine. Mulțumesc pentru atenție. Suntem în ziua a patra din cele 5 zile cu news în fiecare dimineață la ora 5. În fiecare zi rămân în urmă încă un pic, încă un pic, încă un pic. De-abia vineri să zic ok, am terminat săptămâna și să mă bucur de weekend cu gândul că provocarea începe din nou de luni. Vă mulțumesc pentru atenție tare mult. Aveți grijă de voi. Eu sunt Alex Cosma și atenție, Cadmer.